Ludovic Orban, fost premier al României și președintele Partidului Forța Dreptei, a poposit duminică la Țebea, unde a participat la manifestările organizate în memoria lui Avram Iancu. Avram Iancu era un om care vorbea puțin, discursurile erau discursuri foarte scurte, avea o exprimare laconică și practic a fost extrem de potrivit perioadei respective de dedicare la luptă a morților împotriva practic discriminării și exploatării. Cine încearcă să confiște politic personalitatea lui Avram Iancu, așa cum încearcă unele partide politice, comite de fapt un sacrilegiu la adresa lui Avram Iancu și la adresa morților și la adresa istoriei României. Avram Iancu, când a scris în testament că își dorește națiunea fericită, se referă la întreaga națiune. Suntem o națiune fericită în prezent? Păi îndeplinim visul, ceea ce a lăsat cu limbă de moarte Avram Iancu? Evident că există destulă nefericire, există destulă suferință, destulă durere, destulă neadaptare în societatea românească. Pe de altă parte, totuși este și responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne găsim un drum în viață, care să fie conform educației, datelor naturale pe care le avem, conform inclinațiilor și să reușim în viață. Până la urmă, este o mare parte din responsabilitate și responsabilitatea omului în a face ceva în viață.